Oameni. Suntem o varietate de forme și dimensiuni, culori și etnii. Ne definim pe noi înșine în baza carierelor noastre, a familiilor noastre, a speranțelor și a visurilor noastre. Identitatea noastră este determinată de povestea despre noi înșine, pe care ne-o spunem nouă înșine. Însă este o poveste cu mult mai măreață decât aceasta. O poveste care are în centru esența adevărului despre cine suntem noi și cine putem deveni. Este povestea noastră, a ta și a mea, gândită și rostită de Dumnezeu. Și numai dacă înțelegem această poveste, înțelegem că suntem chemați să devenim cine suntem. Desigur, suntem bucuroși, recunoscători pentru că Dumnezeu ne-a dat această oportunitate de a fi împreună în locul acesta. Suntem aici binecuvântați în această sală, la această adunare. Salutăm cu această ocazie pe cei ce sunt cu noi online sau participă la adunările părților componente ale Bisericii Philadelphia din Dorotskaya, Ruska, Pruncu. Domnul să binecuvânteze pe cei ce ne ascultă la radio sau ne urmăresc la televizor, vă prețuim și suntem împreună prețuiți de Dumnezeu. Astăzi discutăm despre practicarea dragostei. I-am formulat, deci noi formulăm titlurile la imperativ, practică dragostea. Spune-i cel de alături, practică dragostea. Dar înainte să, mie îmi plac întrebările, adică să le formulez și să vă le dau, și vouă vă plac întrebările, pentru că întrebările mele nu vă cer să răspundeți, ci vă pun pur și simplu să gândiți mai profund. Vă dau o întrebare, înainte ca să începem să discutăm despre această temă, este un imperativ, practică dragostea. Ați întâlnit oameni care spun că sunt credincioși, care mărturisesc că l-au luat în serios pe Dumnezeu, că-L urmează pe Domnul Iisus Hristos, dar care nu dau dovadă de dragoste? Ați întâlnit așa oameni? A, nu, nu ați întâlnit. Slavă Domnului, nu ați întâlnit. Slavă Domnului, nu ați întâlnit oameni care pretind că sunt credincioși, dar nu reușesc să practice dragostea. Nu ați întâlnit. Ați întâlnit. E plină lumea din... Stimați oaspeți, știu sigur că și voi ați întâlnit. Știți că în lume, obiecția numărul unu, noi ne pregătim pentru Marea Zi a Recunoștinței, doar 21 de zile, doar 3 săptămâni mai trebuie să așteptăm până la Marea Zi a Recunoștinței și desigur dorim să avem oaspeți, să invităm pe cei dragi din viața noastră, vecini, colegi, prieteni și așa mai departe, rude apropiate, ne-i dorim. Știți că obiecția numărul unu în lume, când inviți pe cineva la biserică, la un eveniment a credincioșilor, obiecția numărul unu, reproșul numărul unu, cel mai răspândit la oameni în general, știți că este fățărnicia noastră a credincioșilor? Sunteți ipocriți, spun oamenii. Adică, spuneți că sunteți credincioși, dar vă comportați ca niște necredincioși. Spuneți că sunteți iubiți de Dumnezeu, dar nu dați dovadă practică, de vă comportați de parcă nu vă iubește Dumnezeu. Spuneți, citiți Biblia, dar nu puneți în practică. Ați auzit asemenea acuzații? Ele sunt reale. Sunteți iubiți de Dumnezeu? Simplu, iubiți ca Dumnezeu? Sunteți iubiți de Dumnezeu? Desigur. Iubiți ca Dumnezeu? Desigur. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Și recitesc versetul 1 din capitolul 5, da? Având statutul de copii iubiți al lui Dumnezeu, imitați-vă Tatăl. Voi știți cum? Pe voi va învăța Dumnezeu. Nu trebuie să inventați nimic. Nu trebuie să ghiciți. Nu trebuie să credeți că riscați în vreun fel. Dumnezeu v-a iubit. Știți ce e asta? Știți cum, mă? Are loc, la rândul vostru iubiți, la rândul vostru reflectați dragostea lui Dumnezeu din viața voastră față de cei din jurul vostru, față de cei din jurul vostru. Acum, dăm voie să spun o întrebare. V-am spus că mie îmi place să vă pun întrebări, vă place pentru că vă pun întrebări, da?
Vă pun o întrebare. Dacă o persoană foarte onorabilă, dacă președintele țării, adevărul este că avem un președinte respectat în lume. Sunt mulți președinți în această vreme în lume pe care nu prea poate nici respecta, nici iubi lumea, nu? Dar în această perioadă istorică, în țara noastră, avem un președinte care ne face mare cinste. Aș vrea și președintele meu din România să-mi facă atâta cinste. Da? Să presupunem că președintele țării te anunță că vine la tine acasă de seara. La ora 6 vreau să fac o vizită acasă. Ce crezi? Ai avea de făcut ceva până la ora 6? Da. Ok. În timp ce președintele va fi la tine în casă, crezi că gândurile tale, comportamentul tău, cuvintele tale vor fi cenzurate, vor fi filtrate, se va întâmpla ceva? Se va schimba ceva? Da, eu cred că da. Pentru că nu este posibil să ai pe cineva onorabil prezent și să te comporți indiferent și să te comporți ca toți ceilalți. Nu, domnule, în casa mea este președintele țării. Dar dacă să zicem că ai fi promovat, ți s-ar da privilegiu să fii consilierul președintelui, adică de dimineață până seara să fii cu președintele, să umbli cu președintele, să fii în prezența președintelui, crezi că s-ar schimba ceva în gândirea ta, în vorbirea ta, în comportamentul tău, da? Da? Da. De ce? Pentru că nu vrei să-ți compromiți statutul. Nu vrei să faci contrast. Cine sunt? Sunt consilierul președintelui, sunt omul care se bucură de prezența președintelui tot timpul și în același timp să faci prostii, să spui prostii, să trăiești viața ca la ușa cortului. Nu e posibil acest lucru, vorbești ca la ușa cortului și te comporți ca la ușa cortului. Nu este posibil acest lucru. Dar în realitate, oameni buni, noi îl avem prezent în viața noastră pe președintele întregii existențe, pe Dumnezeu. Asta este teza Apostolului Pavel. Dumnezeu, grație Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu nu este undeva în cer și apoi îl mai vizitați la biserică. Nu, Dumnezeu locuiește în voi. Prin Hristos, voi vă bucurați, voi aveți privilegiu, voi aveți statutul de oameni care trăiesc în prezența lui Dumnezeu 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi. Acest lucru este atât de clar ca bună ziua. Dacă acest lucru nu este adevărat, trebuie desființată biserica. Nu are niciun sens. Noi suntem oamenii care ne bucurăm. Noi suntem oamenii care se bucură de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Și Dumnezeu nu este prezent în viața noastră ca să ne pândească și să ne tragă câte una. Mulți dintre noi asta spune, Dumnezeu e prezent, o să mă bată, o să mă tragă de urechi. Totul este negativ, prezența lui Dumnezeu îmi transformă gândirea, prezența lui Dumnezeu îmi transformă sentimentele, intențiile, prezența lui Dumnezeu îmi transformă vocabularul, prezența lui Dumnezeu îmi transformă relațiile, îmi îmbunătățește viața, mă inspiră. Prezența lui Dumnezeu nu mă restricționează, de asta fug unii oameni de pocăință, fug unii oameni de Dumnezeu, că cu Dumnezeu s-a sfârșit viața. De asta și mântuirea în Basarabia înseamnă terminat. Nu? Nu oamenii se tem de mântuire ca de dracu. Nu este adevărat, oameni buni. Dumnezeu
O prezența sa ne inspiră la ceea ce este nobil, la ceea ce este înălțător, la ceea ce este valoros, la ceea ce face bine, la ceea ce înseamnă dragoste practică pentru cei din jurul nostru și Dumnezeu să fie lăudat. Da. Având statutul de copii al lui Dumnezeu, imitați-vă Tatăl. Tatăl este cu voi tot timpul. Nu inventați nimic, faceți ce face Tatăl. Pentru că aceasta înseamnă dragoste din perspectiva lui Dumnezeu. În relațiile dintre voi trăiți în dragoste, dar nu așa cum o definește lumea aceasta. Dragoste nu așa cum credeți voi unii dintre voi. Dragoste conform modelului oferit de Hristos, care s-a sacrificat pentru noi. Înțelegi? Dragostea din perspectiva lui Dumnezeu înseamnă să-i faci bine celuilalt fără să aștepți, fără să pretinzi ceva în schimb. Da, să faci bine. Vă imaginați cum ar arăta familiile noastre, cum ar arăta societatea noastră, cum ar arăta bisericile dacă am fi preocupați să dăm dovadă de dragoste conform modelului oferit de Hristos. Pentru că Dumnezeu ne-a dat oamenii ca să iubim și lucruri ca să le folosim. Iar tendința noastră este să facem exact invers. Să iubim lucruri. Ne legăm inima de mașină, de casă, de bani, de carieră profesională, de titluri, de renume, de Doamne iartă-ne. Să iubim lucruri. Și să folosim oamenii. Iată de ce funcționează prost viața în această lume. Iată de ce funcționează prost familiile în această lume. Iată de ce funcționează prost societatea din care noi facem parte. Iar noi cei cu statut de oameni care l-au pe Dumnezeu în viața lor, suntem chemați să iubim pe oamenii. Și desigur să ne folosim de bunuri, pentru că suntem binecuvântați de Dumnezeu. Așadar, Apostolul ne dă în acest fragment trei, și astăzi vă prezint trei exemple practice pentru a trăi în dragoste după modelul lui Hristos, după modelul Domnului Iisus Hristos. Dragostea așa cum o definește Dumnezeu și așa cum a arătat-o Dumnezeu față de tine și față de mine. În primul rând, Apostolul vorbește despre dragoste în relațiile intime. Relațiile intime nu sunt dragoste, ci dragostea trebuie să stea la baza relațiilor intime. Practicarea dragostei în domeniul sexual. Noi suntem oameni vii, avem puls. Aveți puls? Atâta vreme cât avem puls, avem în funcțiune acest domeniu al vieții noastre intime. Da. Și Dumnezeu ne spune foarte clar, în epistola noi am citit, da? Trăind ca niște sfinți, spune ca niște sfinți. Nu avem statut. Identitatea noastră este foarte serios amprentată de relația noastră cu Hristos, de relația noastră cu Dumnezeu, de prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Trăind ca niște sfinți, între voi nu trebuie să fie nici măcar vreo tendință de adulter sau altă imoralitate sexuală și nici vreo înclinație spre lăcomie. Apostolul spune, având acest privilegiu, având pe Dumnezeu prezent, da, trăind ca niște sfinți, sfințiți de prezența lui Dumnezeu în viața voastră, oamenii ca voi nu trebuie să-și permită, nu trebuie să accepte nici măcar vreo tendință de imoralitate sexuală. Și culmea este că și nici vreo înclinație spre lăcomie. Ce legătură are cuvântul lăcomie cu restul frazei? Pentru că dragostea este renunțarea la lăcomie.
Iar lumea aceasta funcționează din punct de vedere sexual în baza apetitului, a dorințelor, a obsesiilor, a plăcerilor pe care urmăresc să le obțină. Bărbații sunt campioni la aceasta. Pentru bărbați, dragoste înseamnă sex și este lăcomie. Iar Iisus a spus, doar dacă privești spre o persoană de sex opus cu lăcomie, cu o tendință, cu o imaginație în culori, ai și comis prostia, ai și comis ceea ce nu corespunde statutului tău special, statutului tău de copil al lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu cu gândul la prostii, în prezența lui Dumnezeu cu ochii unde nu trebuie, în prezența lui Dumnezeu stăpânit de egoism și de dorința de a satisface plăcerea proprie. Nu are cum să, bărbați căsătoriți, femei căsătorite, nu are cum să funcționeze dragostea în casele voastre dacă fiecare urmărește interesele lui personale, dacă fiecare urmărește să obțină satisfacerea plăcerii egoiste. Nu are cum, nu este dragoste, acolo este doar sex, acolo nici măcar intimitate nu este. Nu este intimitate, pentru că intimitatea întotdeauna are nevoie de un mediu al dragostei care din perspectiva Creatorului, care ne-a dat hormonii, care ne-a dat sedimentele, care ne-a dat instinctele, din perspectiva Creatorului, dragostea înseamnă a te dărui persoanei iubite, a sluji intereselor persoanei iubite. Așadar, oameni buni, noi ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Nici măcar vreo tendință de adulteră sau de o altă înclinație spre lăcomie. Nici măcar vreo tendință de imoralitate sexuală. Tu știi când te ocupi cu pornografia, Dumnezeu este prezent. Te comporți de parcă nu-i prezent. Dar El este prezent. Atunci când gândești ceea ce nu-ți face cinste nici ție și nici lui Dumnezeu cu care te lauzi. Dumnezeu este prezent. Dar tu gândești și te comporți ca și când nu este prezent. Greșeala pe care o facem este că separăm viața spirituală de cea profană. Și spunem, viața sacră este duminică, la adunarea bisericii, sau când citesc Biblia, când mă rog, am încheiat rugăciunea, și mă comport de parcă Dumnezeu nu există? Serios? Asta înseamnă să fii credincios? Asta înseamnă să fii urmaș, devotat a Domnului Iisus Hristos? Nu. Dumnezeu există. Și pentru oamenii credincioși, El este prezent în viața lor 100%, 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi. De aceea, nici măcar vreo tendință de imoralitate, nici măcar vreo înclinație spre lăcomie, spre interese personale egoiste. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin? Al doilea domeniu, practic, pentru ca să funcționeze dragostea, pentru că avem statut special, suntem iubiți ca să iubim, sunt relațiile obișnuite. Apostolul spune, trăiți în dragoste, în sfera relațiilor voastre obișnuite. Și aici el se referă la două dimensiuni importante, comportamentul nostru să fie compatibil cu dragostea și vocabularul nostru să fie compatibil cu dragostea. Iată ce spune apostolul, să nu practicați un comportament indecent pe care să-l justificați apoi ca fiind doar o glumă. Nu-ți permite glume proaste. Mie mi se dă natural așa să fac glume și de multe ori am făcut prostii pe urmă și a trebuit să-mi cer iertare, să-mi cer scuze și așa mai departe. Nu faceți glume pe seama cuiva? Josești pe cineva ca să râdem, să ne simțim bine? Tachinăm pe cineva peste măsură? Dumnezeu e prezent! Nu? Dacă tu ai fi prezent când cineva face o glumă proastă despre copilul tău, nu-ți vine să-i tragi una?
Nu ați venit să-i sară în apărare, e copilul meu la mijloc. Dacă pentru ce batjocoritori aceștia să-l calce în picioare pe copilul meu? Vine să iei de guler pe aceea. Dumnezeu este prezent când noi dăm dovadă de un comportament indecent unii față de alții. Unii față de alții. Și apoi să nu pronunțați cuvinte care au conotații murdare și care nu sunt adecvate statutului vostru. Păi, aveți onoarea de a-L avea pe Dumnezeu, a fi cu Dumnezeu. Sunteți cu președintele de dimineață până seara și faceți și vorbiți ceea ce nu face cinste nici președintelui și nu face cinste nici vouă. Acest lucru este atât de simplu, este simplu ca bună ziua, încă o dată. Problema noastră este că uităm că Dumnezeu este prezent. Că dacă nu am uitat că Dumnezeu este prezent în viața noastră, desigur nu am fi spus ceea ce am spus. Nu am fi făcut ceea ce am făcut. Nu ne-am fi comportat așa cum ne-am comportat. Da, și de asta avem grupuri în biserică. De ce? Ca să avem posibilitatea să ne modelăm și comportamentul și atenție la grupul unde se comportă de parcă Dumnezeu nu este prezent. Desigur, noi vă răbdăm pentru că așteptăm și credem că într-o zi o să vă dezvoltați, o să vă modelați, o să vă formați, dar voi nu trebuie să vă comportați ca și când Dumnezeu nu este prezent. Și la grupuri, discuțiile e uneori razna. Și în biserică sunt niște principii serioase, ce anume nu discutăm la grupuri. De ce nu discutăm? Pentru că Dumnezeu este prezent. Și trebuie să-i facă cinste Lui ceea ce discutăm și trebuie să-i facă cinste nouă cu El, cu Dumnezeu, ceea ce noi discutăm unii cu alții. Și când plecăm de la grupuri, de ce avem grupuri? Ca să învățăm cum să ne comportăm și cum să vorbim când nu suntem la grupuri, când suntem cu oricine în drum. Doamne, ajută-ne la aceasta? Așadar, nu faceți ceea ce nu este adecvat conform statutului vostru special. Nu spuneți ceea ce nu este decent în conformitate cu statutul vostru special, spune Apostolul. Și în al treilea rând, practicarea dragostei este indicată de Apostol în relația cu stăpânul nostru. De ce la urmă? Și de ce? Pentru că dacă moralitatea, dacă relațiile noastre intime o iau razna de parcă Dumnezeu nu este prezent și relațiile noastre în general, unii cu alții, o iau razna de parcă Dumnezeu nu este prezent, relația noastră cu stăpânul s-ar putea să sufere și chiar sufere. Nu? Pentru că la prima vorbă proastă, președintele poate nu o să zică nimic, o să spună, s-a scăpat și el. L-a luat gura pe dinainte. La prima atitudine sau primul comportament indecent, președintele nu o să te ia de guler, nu. Dar de la o bucată o să spună, omule, tu ești cu mine și nu vezi nimic? Mă respecti, dar nu te pot inspira nici într-un fel? Vezi cum mă port eu? Și știi foarte bine că protocolul conform statutului nostru este special și nu ți-i conde nimic ce se întâmplă cu tine. Dragoste în relația noastră cu stăpânul. Și încă o dată, prezența stăpânului în viața ta, prezența lui Dumnezeu în viața noastră, oameni buni, nu trebuie să fie percepută ca prezența polițistului. Tare aș face o prostie, dar mă vede ăsta. Nu e așa Dumnezeu în viața noastră. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră este ca să ne inspire voință, creativitate, dorință, plăcere de a face ceea ce este măreț, care este apreciat și răsplătit de El. Iată ce spune Apostolul Pavel. Atenția voastră nu trebuie să fie la reguli, la ce nu avem voie. Vai de noi că nu putem trăi și noi ca ceilalți. Nu, slăviți să fie Domnul că nu mai suntem obligați să trăim ca ceilalți oameni. Atenția voastră trebuie să fie concentrată pe descoperirea lucrurilor care îi plac stăpânului. Ce frumos!
Preocuparea omului credincios este: îl am pe Dumnezeu prezent în viața mea, oare cum să-l prind pe Dumnezeu? Să aflu ce-i place, să mai descoper ceva, să mă mai apropii de El, să mă mai aseamăn cu El, să mă mai unesc cu El în scop, în obiective, în ceea ce cu adevărat contează pentru Dumnezeu. Apropo, fac o mică paranteză. Elevi, vreți să fiți apreciați în clasă și să fiți prețuiți? Aflați ce prețuiesc profesorii. Da, aflați ce contează pentru profesor și dacă faci asta, îți prorocesc că vei fi omul de încredere în clasă. Sau asta nu-i ceva. Mai bine să fii omul de probleme. Angajați. No, am și pentru voi, numai elevi. Vreți să fii promovați? Vreți să vi se... Nu, promovare nu, că asta înseamnă responsabilitate și noi în Pastara Mea fugim de responsabilități. Promovarea nu-i pentru noi. Vreți să vi se mărească salariile? Asta vreți, fără responsabilitate. Vreți să mi se... Aflați ce le place angajatorilor. Vă promit că dacă angajatorul o să tragă concluzia că-ți pasă de ceea ce lui pasă, că urmărești ceea ce el urmărește, că îți este drag ceea ce lui este drag, că și din priviri se înțelege cu tine că v-ați conectat, sunteți uniți, e gata să negocieze orice salar cu tine. Da, nu contează că e criză, nu contează că sunt probleme, nu. Oamenii care îți intră în situații contează în orice situație. Acest lucru este foarte important. Avându-L pe Dumnezeu prezent, avându-L pe Dumnezeu superior, avându-L pe atotputernicul Dumnezeu, avându-L pe gloriosul Dumnezeu prezent în viața mea, prezent în viața ta, desigur, ar trebui să fiu preocupat, nu că aș face o prostie și cum aș face o să nu mă prindă. Nu asta, vai de noi dacă gândim așa. Bă, ce bine ar fi dacă măcar o leacă s-ar uita în altă parte acest Dumnezeu. Că... aș vrea să fac și eu plăcerea mea. Aiurea! Preocuparea mea! Avându-L pe gloriosul Dumnezeu în viața mea, toată concentrarea, toată atenția, toată preocuparea, să descoper ce anume contează pentru... ce anume îi place, ce anume răsplătește, ce anume aplaudă Dumnezeu. Și dacă faci aceasta, crede-mă, că relația ta cu Dumnezeu se aprofundează, dragostea ta față de Dumnezeu crește, pentru că nu e suficient ca doar Dumnezeu să te iubească la nesfârșit. E vremea să-L iubești și tu pe Dumnezeu. Amin? Nu este suficient ca Dumnezeu să fie cu tine. Este important să fii și tu cu Dumnezeu. Înțelegi? Nu este important să... Nu este totul să spui: oh, eu l-am pe Dumnezeu în viața mea. Este important și tu să fii omul lui Dumnezeu, omul cu care se poate lăuda Dumnezeu și ca să știm ce anume îi place lui Dumnezeu. În Biserica Philadelphia mereu organizăm, de 3 ori pe an ne mobilizăm pentru a face ceea ce contează cel mai mult din perspectiva lui Dumnezeu, de a duce Evanghelia la oameni care încă nu trăiesc în armonie cu Dumnezeu. Suntem iubiți de Dumnezeu, așadar... iubiți ca Dumnezeu, apostolul ne spune, să practicăm dragostea în mod natural. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră trebuie să genereze o cultură a dragostei în relațiile noastre intime, în relațiile noastre în general și în relațiile noastre cu Stăpânul. Acum, după ce am discutat aceste lucruri care... nu par deloc nici complicate să le înțelegi și nici dificil să le pui în practică, desigur, nu este chiar așa de ușor nici să le înțelegi și nici să le practici. Nu cumva îți vine să spui o rugăciune? Și am formulat această rugăciune scurtă. Haideți împreună. 2 și... Doamne, ajută-ne să iubim așa cum suntem iubiți. Vă imaginați cum ar arăta zilele noastre dacă... ne-am trezit cu această rugăciune în minte. Vă imaginați
cum ar arăta viața noastră, familiile noastre, biserica, grupurile. Dacă am luat în serios această rugăciune, Doamne, ajută-ne să iubim pe cei din jur așa cum ne iubești Tu pe noi. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Amin? Acum două întrebări mici care pot genera discuții interesante acasă sau în grupuri. Vă plac întrebările, da? Și începem cu ceea ce ne place cel mai mult. Nouă ne place să vorbim despre alții, nu? Ai întâlnit credincioși care nu practică dragoste? Povestește, explică. Aveți voie să bârfiți astăzi. Da? Pentru că se numește studiu, analiză. Da? A doua întrebare. Îl urmezi pe Iisus și totuși uneori gândești sau faci rău? Ești un om care se bucură de prezența lui Dumnezeu în viața lui și totuși uneori gândești prost, te comporți urât și faci prostii. Cum explici asta? Discută cu grupul. N-are rost să ne ascundem. De ce să mai fim și ipocriți? În Biserica Philadelphia noi nu suntem, nu? Pastorul spune despre greșelile și prostiile lui. Fie că noi nu avem de gând să ne ascundem în dosul degetului, să spunem popor. Da?